Bună seara, doamnă și domnule, la Capital Special. În această seară i-am alături de mine pe cei din echipa PSD, pe Tila, în frunte cu actualul primar și candidat totodată la funcția de primar al primar al orașului Petrila, Vasile Jurca. Iar lângă dumnealui este domnul Marius Helgiu, care este nominalizat pentru funcția de viceprimar al orașului Petrila, în contextul în care PSD Petrila va avea numărul de consilieri sau, mă rog, va face de așa natură. Va câștiga alegerile la Petrila. Va câștiga alegerile și va impune viceprimarul, așa cum domnul primar aici de față și-a luat angajamentul că se va întâmpla. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bine v-am găsit! Bine ați venit la emisiunea noastră. Domnule primar, să încep cu dumneavoastră direct. Vă văd așa foarte, foarte degajat și foarte liniștit că lucrurile vor merge în sensul pe care vi-l doriți. Adică veți câștiga majoritatea în Consiliu, primăria și majoritatea în Consiliu. Da, înseamnă că știu bine să-mi ascund emoțiile. Da, nu pot să spun că sunt stresat sau speriat. Vin din campanie, am fost în urmă cu câteva ore în cartierul Marte, am stat de vorbă cu oamenii și da, pot să spun că totul merge foarte bine, oamenii sunt alături de noi, sunt mulțumiți de, în marea lor majoritate, pentru că, nu pot să spun că toți, dar am observat că în proporție de 70-80% oamenii sunt mulțumiți de ce am reușit să facem și să fac în acest mandat și mi-au promis că îmi vor acorda încrederea în continuare pentru următorul mandat. Normal că acest lucru mă satisface și mă bucur că am reușit să fac și le promit că voi face în continuare tot ceea ce trebuie pentru orașul Petrila. Da, acum sigur că nu este numai campanie. Viața trebuie să meargă și înainte și în timpul și după campania electorală. Cu ce probleme vă confruntați în această perioadă la primărie? Ce obiective le aveți în derulare? Cu ce vă ocupați? Sunt mai multe investiții care sunt în derulare la primărie. Cele mai multe sunt pe reabilitare termică la blocuri, la parc lucrăm din primăvară, lucrări de edilitar gospodărești în oraș, proiecte care sunt în perioada de licitații pentru cele două mari contracte pe care le-am semnat în valoare de aproximativ 540 de miliarde. Se lucrează la partea de proiectare, adică am făcut licitațiile pentru proiectare, urmează, chiar am început să facem achizițiile, de exemplu pentru bibliotecă deja am început să facem achiziții, aștept din zi în zi să semnez și al treilea contract pe axa 13, un contract la fel de mare și de important pentru orașul Petrila, prin care se va construi acel muzeu al satului în Jiez, despre care am mai vorbit, prin care se va reabilita parcul Regele Mihai I și prin care se vor asfalta mai multe alei și străduțe din orașul Petrila și, bineînțeles, o altă componentă importantă, dotarea școlilor din orașul Petrila, începând de la Cimpa, cu grădinița de la Cimpa, pe care am introdus-o în acest proiect, pentru că este un obiectiv important și un obiectiv, zic eu, de viitor, pentru că la Cimpa încă avem un număr foarte mare de copii care merg la grădiniță și sunt convins că în momentul în care voi reuși să modernizezi și acea grădiniță, vor fi mai mulți copii și spun asta pentru că sunt mulți părinți care duc copii în partea de jos a orașului, la Leona sau chiar în Petrila și îmi doresc pentru Cimpa să aibă locuitorii din localitatea Cimpa grădinița de acolo modernă și să nu mai fie obligați datorită confortului care nu este la momentul ăsta la un nivel maxim, să zic așa, și dotările la fel, să se gândească să-și ducă copiii în partea de jos a orașului. La fel, săptămâna trecută am
obținut finanțare pentru, pardon, am obținut contractul pentru extinderea rețelei principale de gaz, tot pentru localitatea Cimpa și Jieț. La Cimpa, bineînțeles, și cele două zone, Tirici și Răscoala, vor fi duse rețelele până la capăt. Deci prin acest proiect, în următorii 3 ani de zile, zic eu, sau maxim 4 ani, vom avea gaz în toate localitățile din orașul Bătila. Și aș vrea să vă spun referitor la gaz, pentru că și atunci când am anunțat extinderea rețelei înspre Cimpa și Jieț, foarte mulți cetățeni din oraș, care încă nu au gaz, deși gazul în Bătila este de peste 15 ani, cred că, sau poate chiar 20 de ani, sunt zone în partea de jos a orașului care nu au gaz. Vreau să le spun că tot ceea ce am început în 2019, toate străzile, acum nu le știu din memorie pe toate, dar locuitorii din fiecare zonă a orașului unde am trimis angajații primăriei să semneze pe tabele pentru extinderea rețelei de gaz, se vor face până undeva la sfârșitul anului viitor. O parte dintre ele sunt începute și știu bine locuitorii de pe strada Ana Colda, Scânteii, cred că zilele astea au început și pe partea de sus, pe dealului, pe Carpați. Urmând cu Taia, cu Predoni, George Coșbuc, strada Digului și toate străzile pentru care oamenii au semnat pe acele tabele pe care eu le-am trimis în urmă cu aproximativ, să zic, 6 luni, 8 luni sau maxim un an de zile. Avrameancu, mi-aduc aminte că de acolo mi-au scris mai mulți, din Avrameancu. Parângului. Parângului, da. Vorbeam de Avrameancu, că acolo mai mulți cetățeni, deși o zonă mai mică, erau nemulțumiți pentru că ei au venit anul trecut, au depus o cerere care, din păcate, s-a pierdut pe la primărie. A ajuns la un coleg de-al meu și a uitat să o dea mai departe. Oamenii au strâns semnăturile, el a lăsat-o pe birou și oamenii de acolo din Avrameancu știu bine despre ce coleg de-al meu este vorba. Eu, când au venit la mine să mă trebuie de gaz, m-am interesat, cererea nici nu fusese trimisă la EON Gaz. Am refăcut tabelele, am trimis-o, avem la momentul ăsta deja venită evaluarea financiară și îi asigur că până anul viitor vor avea și ei gaz pe acele străduțe. Așa cum spunea Marius, inclusiv strada Parângului și, repet, toate străzile pe care oamenii au semnat, pentru care oamenii au semnat pe tabelele trimise de noi de la primărie. Da, sunt multe proiecte pe care le aveți în derulare. Acum, ce ați finalizat în mandatul dumneavoastră? Ce realizări deosebite și concrete vă puteți lăuda? Pentru că spun chestia asta că fostul viceprimar, domnul Ilie Păducel, fostul primar, da, a afirmat în mai multe rânduri la emisiunile noastre că mare parte din realizările dumneavoastră în acest mandat se datorează dumnealui, pentru că a lăsat o mașină, era cheie, funcțională, cu multe proiecte în derulare, pe care dumneavoastră doar l-ați finalizat așa, din încheietura mâine. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră de ce nu le-au finalizat ele sau de ce nu le-au... Nu erau gata, nu erau coapte, nu erau în termen. Întreb pe dumneavoastră, o întrebare retorică așa, sau îi întreb pe Petrileanu, oare nu se gândesc, sau domnul Păducel, de ce nu a făcut în cei 20 de ani, 22 de ani cât a fost primar, putea să facă tot. Acum mă amuză auzindu-l vorbind și spunând că el a făcut multe realizări pe mandatul meu. Adică în mandatul meu de primar el a construit grădinițe, a construit bazin de not și toate doar într-un stadiu avansat, deci, de poate execuții. Nu știu, dacă vă spun că minte, îi noi, nu, dacă nu, 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 trebuie să spunem, așa, că ce vă asumați, ce realizări? Îmi asum tot ce am făcut în acest mandat, pentru că n-am avut finanțare pentru niciun proiect. În 2016, când am venit la primărie, n-am avut finanțare pentru absolut niciun proiect. Deci cele două grădinițe sunt construite pe PNDL, pe Programul Național de Dezvoltare Locală, inițiat de guvernul PSD.
Guvern care a venit în, la guvernare, știți bine, în toamna anului 2000 sau în iarna anului 2016. În 2017 am inițiat aceste proiecte, am cerut finanțare de la Ministerul Dezvoltării, mi s-a aprobat și cred că la sfârșitul 2017 sau începutul 2018 au început investițiile pe PNDL. Deci cum poți să spui că ai avut tu niște proiecte? De ce nu le-ai făcut dacă le-ai avut? Da? Eu nu le-am văzut. Eu știu că le-am inițiat și le-am inițiat datorită faptului că exista o necesitate. În sensul că era nevoie de cele două grădinițe. Pentru că la Lonea funcționam în trei grădinițe. Una dintre ele nu avea autorizație de construire. Celelalte două erau organizate în două case de colonie. Da? Și atunci am zis, domne, haideți să grupăm cele trei grădinițe într-una nouă. Am ales, am discutat împreună cu profesorii de la școală, am ales locația cea mai bună, adică locația existentă, pentru că este chiar lângă școala Ana Colda sau școala numărul 2, cum o cunosc cei din zonă. Am făcut proiectul, l-am depus la București, a durat 6 luni sau 8 luni, mi s-a aprobat finanțarea, am semnat contractul de finanțare, după care ne-am apucat de lucru. Deci, cum pot să spună cineva că a făcut în numele meu sau eu am făcut în numele lui toate lucrurile astea? Deci, toate lucrările care s-au făcut în acest mandat sunt prin contracte și proiecte obținute de mine. Da? Fie de la guvernele PSD, când vorbim de PNDL, fie din fonduri europene, dacă vorbim pe partea de POR, inclusiv blocurile. Păi, dumnealui, dacă, de ce nu le-a făcut în mandatele în care a fost dumnealui primar? Mai mult decât atât, dacă mi-ați adus aminte de toate poveștile și minciunile lui. Spunea de firma Consiliul Local, firma Edil Urban, că ar trebui să aibă nu știu câte sute de angajați și că nu știu ce activități nu merg sau nu știu ce probleme sunt acolo. Păi vreau să vă spun că domnul Păducel în cele 5 mandate de primar, în cei 20 de ani, a falimentat cred că 3 firme ale Consiliului Local și falimente din alea răsunătoare, cu datorii de zeci de miliarde. N-a fost în stare să țină o firmă cât a fost primar pe profit. Deci toate le-a falimentat la rând, fiind, nu știu, care a fost prima firmă pe care au avut-o în subornă, cred că Bigeleu, după aia Termoprestu, după aia Edil Urbanu. Edil Urbanu a fost ultima firmă, când am venit eu viceprimar, avea o datorie de vreo 16 miliarde. I-am spus să mă lase să mă ocup de ea, pentru că eu am o firmă din 97 și am un pic de experiență. M-a lăsat o perioadă, era în insolvență și am făcut o reeșalonare cu administratorul care era numit de către judecător. În câteva luni a mers bine, după aia l-a început să o căpușeze cu tot felul de angajări, cu tot felul de oameni angajați la Edil și ei lucrau temiri pe unde. Într-adevăr, avea vreo 80 ceva de angajați firma, dar din aia 80 productivi, oameni care aduceau bani la societate, nu știu dacă erau 40-50, restul erau căpușe acolo. Mi-a spus, domnule, în contextul ăsta nu merge. Și bineînțeles că el împreună cu cel care a fost director la vremea aia au băgat un faliment și în iunie 2016, imediat după alegeri sau în iulie, i-au și declarat falimentul. În momentul în care am venit primar, în 2016, am înființat o firmă nouă a Consiliului Local. Ea funcționează și astăzi. Puteți să cereți în fiecare an bilanțul și să vedeți că în fiecare an această firmă a fost pe profit. Nu am cerut acolo, la conducere, poate au fost și nemulțumiri, dar doamne pe care am pus-o acolo director, i-am cerut doar atât. Vreau în fiecare an să fie profit la această firmă. Nu vreau, n-am cerut profituri extraordinare pentru că știu că nu se poate în orașul Bătila, dar am zis un leu trebuie să fie profit. Nu accept dacă va fi un leu pe minus, i-am cerut să-și dea demisia. Deci, la momentul ăsta avem o firmă care, eu zic că este bine organizată și chiar și bine dotată pentru că au reușit să-și cumpere cu forțe proprii
chiar și utilaje și utilaje noi, un bulo excavator nou și câteva utilaje second care își fac desfășoară activitățile în orașul Petrila. Mai mult decât atâta, această firmă a Consiliului Local și-a pierdut și un obiect important de activitate, adică până în 2016 sau până în 2017, să nu greșesc, avea și activitatea de colectare a gunoiului, menajer, deci o activitate destul de profitabilă pe care domnul Păducel și cu cei pe care i-a pus el director la Edil n-a reușit să o dezvolte și să țină firma pe profit. Din contră, v-am spus, firmele le-a falimentat cu zeci de miliarde. Eu am reușit împreună cu cu doamna care conduce și cu oameni, că nu numai directoarea, toți angajații de acolo, începând de la maestri și până la ultimul angajat, și-au dat interesul și au înțeles că trebuie să lucrezi, și asta ne-a spus, domnule, trebuie să lucrați ca în sistemul privat. Deci nu se poate să fiți o firmă falimentară, firma Consiliului Local. Dacă nu se poate așa, trebuie să plecați acasă. Și să știți că au fost oameni, că la început au mai fost și alți oameni acolo la Edil, care rând pe rând, dacă n-au înțeles ce le-am spus, au trebuit să plece. Unii au plecat de bunăvoie, alții au fost dați la o parte. Pentru că niciodată nu am acceptat compromisuri, chiar și unii colegi de-ai mei s-au supărat la un moment dat că îmi zicea, domnule, dumneata, ești primar, trebuie să gândești, ești și social-democrat, trebuie să gândești un pic altfel, să gândești la partea socială, că trebuie ajutați oamenii, da, dar nu trebuie ajutați unii oameni în detrimentul altor oameni. Adică oamenii care plătesc taxe și impozite trebuie cumva defavorizați pentru unii care să aibă locuri de muncă acolo. Nu. Eu sunt de acord că trebuie făcute locuri de muncă, dar acele locuri de muncă trebuie să fie rentabile și pentru societatea la care lucrez. Adică fiecare muncitor care este angajat să-și aducă aportul lui, să-și câștige salariul și ce mai trebuie pentru celelalte cheltuieli. Vi se pare normal lucrul ăsta sau nu? Da. Deci, despre asta vorbim când vorbim de performanța făcută de Păducel în administrație în cei 20 de ani și de performanța pe care am reușit eu să fac așa mică și puțină cât îi în cei 4 ani de mandat ca primar al orașului Petrila. Da. Apropo de chestia asta, Gurgia Velea, domnule Helgiu afirmă că lupta electorală se va da între actualul primar, primarul funcție Vasile Jurca și fostul primar Ilie Păducel. De la această competiție, Bujgărele îl exclud pe viceprimarul în funcție Dorin Curtean. Ce părere aveți? Eu cred că viitorul primar al orașului Petrila va fi Vasile Jurc. Lupta se va da între domnul Păducel și domnul Curtean pentru locul 2. Adică primarul actual a făcut lucruri multe și bune pentru un singur mandat și a creat o echipă lângă dânsul care cu siguranță va câștiga alegerile. Deci contra candidației trebuie să-și pună problema cine va fi pe locul 2. Primar va fi Vasile Jurca. Bun, și cu majoritatea în Consiliu. Cu majoritatea în Consiliu, bineînțeles. Știu, acolo sunteți în Consiliu 18 sau 19, nu mai știu. 19. Vă dați seama, 7-6-6, nu prea ar fi bine așa un scor la consilieri. Nu va fi 7-6-6, vă spun eu. Va fi 10-4-3, cred că. Și încă 2, poate. Așa va fi la Consiliul Local. Acum, vis-a-vis de candidatori, eu zic că lupta se va da între toți candidații care și-au depus candidaturile. Nu, cred că, nu știu, Jurca, Păducel, Curtean sunt în pole position, că nu suntem la raliuri să vedem deja cum mergem. Toți cei 5 candidați care s-au înscris, din punctul meu de vedere, au șanse. Și cu dumneavoastră știți că am mai discutat, deci toți cei care se înscriu într-o luptă au șanse. Deci noi putem zice că plecăm poate la un moment dat cu acea șansă, pentru că nu știi ce se întâmplă, se pot întâmpla lucruri în această, această lună șansă, de campanie în care... Ea prima lui în funcție, nu? Bun, acum... Pentru că are reprezentativitatea cea mai mare, are notorietate la nivelul orașului, lumea știe corect, de primar. Corect, dar am vrut să... eu nu vreau să subestimez niciun adversar de-al meu politic, da? Deci nu, așa cum nu-l subestimez pe Păducel sau pe Curtean, nu-i subestimez nici pe ceilalți doi, da?
Deci eu zic că plecăm de la egal la egal. Acum, dacă dumneavoastră ca și analist politic, ca și sigur, jurnalist... Nu, analist aveți, politic, jurnalist, jurnalist sunt alții, nu, eu sunt analist politic. Așa, vedeți lucrurile sau considerați că primarul în funcție are prima șansă, eu nu vă contrazic, dar v-a spus punctul meu de vedere. Asta este o cutumă, este o afirmație care nu trebuie demonstrată. Întotdeauna primarul în funcție are un plus, are un plus, mă rog, meritat sau nemeritat, dar are un plus, pleacă cu un avantaj. Pleacă cu un avantaj de asta, dumneavoastră plecați cu o secundă mai repede și trebuie să fructificați secunda aia în plus ca să câștigați. Da, fiți convins că o fructific la maxim și vă dați seama că o să mă lupt cu toată puterea mea să câștig atât funcția de primar în continuare și majoritatea în Consiliul Local. De asta v-am și spus că nu vor fi 7, 6, 7, vor fi 10 și restul mai vedem. Deci eu cred că la Petrila, la PSD-ul... Ei, vă trebuie minim 10 să faceți, să puneți viceprimar. Da, ne trebuie minim 10 să punem viceprimar. Domnul Hergiu e profesor de matematică, știe ce mai bine câte voturi trebuie. Da. Domnul primar a fost elegant, are spirit de fair play, dar vedeți și la fotbal, când începe competiția, totuși sunt două, trei echipe care se bat la titlu și una de obicei are șansele cele mai mari. Acum nu subestimăm nici pe ceilalți contracandidați, oricum rămânem toți în orașul Petrila, nu este o luptă, cum să fratricidă. Exact, deci până la urmă... Este o competiție și eu cred că cel mai bun e primarul Vasile Jurcă. Asta nu înseamnă că am ceva cu ceilalți contracandidați, din contră îi respect pe toți. Dar pe primul loc va fi Vasile Jurcă. Da, domnule Hergiu, că tot ați luat cuvântul. Care este proiectul de suflet pe care vi l-ați dorit să-l implementați alături de primarul Vasile Jurcă, să-l implementați în orașul Petrila? Eu vreau să dezvoltăm turismul în orașul Petrila. Acum știu că o să zică lumea, domnule, păi toți vor asta, toți... Păi altceva nu avem. Eu cred dacă am fi cu că... Marul Mării, am face și eu, va face port. Da, dar și turist, și dacă am fi la Marul Mării. Deci eu cred că este proiectul care va duce Petrila cu un pas înainte, proiectul care poate fi implementat mai ușor decât altceva. Din păcate, vedeți că nu suntem legați direct la autostradă. Știți că marile orașe sau orașele prospere de obicei se dezvoltă în jurul căilor de comunicație. Noi, din păcate, nu suntem, adică suntem la vreo 90 de kilometri de autostradă. Sunt alte zone mai apropiate care mai au și avantajul că au mai mult teren decât noi și atunci pe noi ne-a zestat Dumnezeu cu altceva, cu o natură frumoasă, cu munți unde se poate practica sporturi atât de iarnă cât și de vară și eu cred că aici trebuie dezvoltat și eu chiar aș vrea să facem primul pas și anume să facem un ghid turistic de buzunar, să cunoască lumea frumusețile naturale. Noi toți zicem că dezvoltăm turismul, dar n-am văzut încă un pliant, ceva. Până la urmă, publicitatea. Pe pliantul ăla trebuie să mai aveți și ce să mai scrieți. Că așa, păi avem ce să scriem. Niște munți. Vedeți, vă dau un exemplu. Am văzut la dumneavoastră la începutul emisiunii Fundătura Ponorului, până a fost promovată, câți oameni mergeau pe acolo? Sau Cheile Băniței? Habar n-aveau, deci locuri frumoase sunt și la noi. Pentru asta două lucruri trebuie făcute. Unu, un mare uf al nostru, îi drumul DN7A. Al doilea, îi domeniul schiabil de la Șurianu, dar și până atunci noi avem ce a le arăta turiștilor. Chiar a fost într-o emisiune anterioară la mine, la Capital TV, un candidat care afirma că în cadrul domeniului schiabil Șureanu acolo nu există niciun popas turistic, niciun camping, niciun loc amenajat. Dar noi nici nu vrem să amenajăm la baza telescaunului care va pleca, noi nu vrem să amenajăm decât locuri de închiriat schiuri, de apreschiuri și așa mai departe. Turiștii vrei să-i ținem în oraș. Un restaurant, exact. Dar spațiile de cazare eu vreau să le facem în oraș. Sau cât mai aproape de oraș. Să iasă în natură. Că sunt foarte mulți care iubesc natura, care vor să-și petreacă timpul în aer liber. A, bine, pentru asta nu este nevoie de domeniul Șurianu neapărat. Da, au unde să iasă și acum, da, sau se poate ieși și acum, dar sau este, se poate dezvolta și acum. Nu este nimic amenajat. Păi acum... Trebuie
Într-adevăr, sunt un punct care ar trebui totuși sunt zone care ar putea fi amenajate, dar sunt și zone amenajate. Vedeți că până la urmă farmecul muntelui, nu să faci tot felul de construcții acolo, să te duci liniștit, să faci un traseu, eventual jos să ai un, nu știu, un punct de informare sau să ai une să servești o masă, dar nu-i bine până în inima muntelui să ne ducem cu construcții. Atunci aș pierde tot farmecul. Corect. Da, și eu sunt de aceeași părere că partea de construcții sau partea de unde ar trebui oamenii, turiștii, pardon, să vină, este partea de oraș. Deci cei care merg la schi nu mai trebuie să... În oraș aveți un spațiu de cazare, aveți spații de cazare? Eu zic că avem, adică la momentul ăsta nu sunt spații de cazare, dar acum noi vorbim de proiecte de viitor și de ce s-ar putea dezvolta. Cred că am mai discutat la dumneavoastră în emisiune, mergând pe zona asta folclorică noastră, în zona Mumurlanilor, cred că am putea merge... Turism înseamnă spații de cazare, în primul rând. Corect, dar lăsați-mă să-mi termin ideea. Acolo am putea merge pe un turism din ăsta agroturism, cu pensiuni și am mai spus lucrul ăsta și oamenii cred că ar trebui începând de anul viitor o să încerc să fac întâlniri cu toți oamenii din toți mamurlanii și cei care au terenuri, că nu sunt mamurlani care au terenuri în Cimpa, Taia și Jieț, să încurajăm să-și construiască agropensiuni. Și atunci vor fi și locuri de cazare și inclusiv noi pe investițiile publice pe care le vom face în următoarea perioadă, vom ține cont de aceste lucruri, să încercăm să le ducem utilitățile cât mai aproape, să aibă drumuri de acces. Da? Bineînțeles, domeniul scuiabil Șureanu ar fi punctul forte al orașului Petrila, dacă vom reuși să-l înființăm, pentru că el va fi magnetul principal, să zic așa. Dar nu putem uita și de turismul cultural, de exemplu. Avem Casa Memorială Ide Sârbu, care am putea să o punem în valoare mult mai mult dacă am avea o bază din asta turistică, adică sau inclusiv Mina Petrila, da? Pe care am reușit să o menținem până la momentul ăsta și ea nu este dărâmată. Mina Petrila, o parte din clădirile ei deja e un muzeu, dar nici nu trebuie făcut mare lucru. Noi, de exemplu, pentru preparația veche care este în patrimoniul primăriei și care este clasificată ca și monument industrial, am reușit deja să obținem o finanțare pentru un proiect destul de mare. După ce vom avea proiectul începând cu 2021, vom depune acel proiect pentru a obține finanțare. Deci, dacă ne gândim la turism și vrem să dezvoltăm pe partea de turism, trebuie să ținem, nu putem să ne axăm sau să rămânem doar pe partea de schi. Pentru că asta înseamnă să ai turiști doar în perioada de iarnă. Da? Deci trebuie să avem turiști în toată perioada anului și pe lângă ceea ce v-am spus, agroturism și asta, avem, de exemplu, tineri, uite cum sunt... cum este Călin Popa, care are o herghelie de cai în orașul Petrila și a dus turiști din Polonia, din Germania, să nu mai vorbesc din țară și din oraș. A făcut trasee montane cu ei, exact ce spunea Marius, adică acelor oameni nu le trebuia confort. Exact aia caută, să trăiască sau să vină într-un mediu cât mai mai rudimentar sau cât mai clasic, nu neapărat într-o cameră de hotel luxoasă cu toate condițiile. Ei caută să se duc și stau chiar în corturi sau am văzut că a construit undeva pe la Voivodul niște căbănuțe unde se duce cu acei turiști către 3, 4 zile, 5 zile, o săptămână în funcție de pachetele pe care ei și le cumpără și chiar și-a dezvoltat foarte, foarte mult afacerea. Noi și eu personal am încurajat cât am putut, i-am oferit un teren pe dealul Malei unde și-a construit grajdul și unde își ține caii. El a investit și și-a cumpărat și-a închiriat niște terenuri la munte,
unde are niște puncte de popas și a creat niște trasee turistice și are și o pagină de internet foarte, foarte bine organizată, pentru că prin această pagină, așa cum v-a spus, s-a făcut cunoscut în toată Europa, având turiști, așa cum am spus, din Polonia, din Germania. Și cred că tânărul ăsta este un exemplu și pentru ceilalți tineri în orașul Petrila. Sunt multe activități care se pot desfășura în acest sistem turistic, inclusiv, dacă mă gândesc acum la cheile tăi, sunt mulți alpiniști la noi. Nu știu, poate un tânăr care îi place alpinismul ar putea să facă acolo niște trasee și unde să aducă turiști care să se cațele pe munți. Sau sunt trasee montane extraordinare pe perioada de vară care ar putea fi parcursă de cei cărora le place să meargă, să hoinărească prin munți. Sunt în Munțișurianu, avem cele două castre romane. Unul dintre ele este pe teritoriul Petrilei, celălalt pe Petroșani, un traseu care ar merge pe la cele două castre și ar putea observa de acolo cum romanii, de acolo, prin cele două castre romane, au pus presiune pe cetățile dacice, de la castru, de exemplu, de la Comălicele, să poate coborâ la Sarmisegetuza Regia. Deci sunt multe, multe, multe variante pe turism și există mult potențial și cred că oameni cu idei de afacere ar putea să le dezvolte și să le implementeze. Până la urmă, Prințul Charles s-a dus la Viscri nu pentru confort, pentru asta mergea la Marriott și avea confortul necesar. S-a dus pentru natură, pentru peisaje, pentru oameni, pentru tradiții. Deci așa trebuie să ne gândim. Nu toată lumea vrea confort. Bineînțeles, cu timpul se vor dezvolta și spații de cazare confortabile, dar... Nu era vorba de confort de 5 stele, era vorba că trebuie să-l pulci pe musafir, că corect, nu-l pulci corect. În curte. Este un investitor în orașul Petrila, care are o mică pensiune și iarna sunt plini, camerele sunt ocupate cu turiști din Covasna, din Mureș și știți ce fac? Se cazează în oraș și se duc la schi. O dată merg la Transalpina, o dată merg în Parâng, o dată merg la Lupeni. Și după aceea, dacă mai stau 2-3 zile, unele a plăcut mai mult, se mai duc, dar oamenii scazați în oraș, mănâncă în oraș, cel puțin două mese, da? Consumă combustibil ca să ajungă la pârtia de schi. Deci eu așa văd lucrurile, să facem din Valea Jiului o salbă de stațiuni montane și oamenii să fie în oraș cazați. De acolo, pe rând, și atunci o să câștigăm toate orașele din Valea Jiului. Că tot vorbeați de turism, există trasee turistice, trasee montane în Petrila? Nici nu știu. Există, sunt marcate, unele le-au marcat cei de la Salvamont, alții cei de la Jandarmerie, Asociația San Montan, deci există, sunt lacuri în Parân care sunt pe teritoriul orașului Petrila, care vara... Sunt, ce lacuri aveți? Ce lacuri frumoase se pot vedea? Lacul Roșile, lacul Mija, lacul Verde. Avem un domn acolo la Refugiu Agățat care se ocupă de turiștii care vin. Ce reprezintă Refugiu Agățat? Este un refugiu pe o stâncă. E un popas pentru foarte, cei care accesează în zona aia. Foarte apreciat de către turiști. Deci e ceva unic din punctul lor de vedere. Asta am văzut eu din comentarii. Probabil că a trebuit să începeți cu un centru de informare turistică. Sau cu mijloace de promovare a acestor trasee. Promovare turistică, centru care se ocupe și de promovarea online, de promovarea cu tipărituri, cu tot felul de... Are, de exemplu, are comuna Baru, centru de informare turistică, și nu are un oraș ca Petrila. Și la Baru, nu știu ce munte ai putea să urci sau ce trasee ai putea să faci pe acolo. Se accesează retezatul din zona aia. Se accesează, dar mai complicat așa. Aici avem retezatul suntem la poalele lui, nu? Da. Bun, acum haideți o întrebare incomodă, domnule primar. Ce aveți să vă reproșați în mandatul ăsta? Ce probleme aveți să vă reproșați? Da, cred că cel mai mare reproș care am să mi-l fac este faptul că nu am reușit să creăm atâtea locuri de muncă câte ne-am propus în acest mandat. Am mai spus lucrul ăsta.
atunci când am preluat mandatul de primar și chiar înainte de asta, mie mi s-a părut că administrația la Petrila nu este suficient de deschisă vis-a-vis de investitori, de potențiali investitori, de oameni care și-ar dori să vină la Petrila. Având această experiență în perioada în care am fost viceprimar, mi-aduc aminte că o firmă de la Deva a solicitat la momentul ăla niște spații mai mari și chiar vrea un parteneriat cu primăria care să-i ofere o hală, de exemplu, de câteva mii de metri pătrați. E vorba de firma Swiss, care a fost la un moment dat în Petroșani. A venit prima dată la Petrila, am avut o discuție cu ei și, fiind viceprimar, am încercat să îl conving pe primarul de atunci, pe domnul Păducel, să preluăm noi sarcina asta, să ne ocupăm să facem o hală și să aducem acei investitori în orașul Petrila ca să creeze, promisese la momentul ăla, nu știu, 250 sau 400 de locuri de muncă. Dumnealui nici n-a vrut să audă de așa ceva. Lucrul ăsta m-a deranjat știind că în acea perioadă oamenii erau foarte mulți care cereau locuri de muncă și nu găseau. În momentul în care am venit primar, am luat inițiativa, am făcut un proiect pentru o hală, am întabulat terenul fostei preparației a minei Petrila, care revenise primăriei, am făcut un proiect pe care l-am scos la licitație în 2018, cred că. A venit o firmă cu care recunosc că discutasem în prealabil. A luat acea hală, a zis că o să deschidă acolo o fabrică. Din păcate, în primăvara lui 2019, când trebuia să depună proiectul, că se pregăteau să-l depună pe fonduri europene, a venit pandemia, oamenii au intrat un pic în criză, a trebuit să restructureze din personal, să lucreze pe șomaj tehnic, comenzile din afară mi-au spus că au început să se rărească, nu mai... Ăsta și au venit și ne-au cerut rezilierea contractului. Deci poate astea sunt lucrurile care mi le-aș reproșa în acest mandat și poate mai sunt și altele mărunte pe care petrilenii le știu mai bine. Poate mai sunt lucruri care le-am propus să le fac și nu am reușit, dar nu am făcut-o cu rea intenție. Poate că au fost chestii pe care pur și simplu nu am putut să le fac, nu că nu am vrut să le fac. Deci problema lucrurilor de muncă, dar analizând situația de la momentul ăsta, pot să vă spun că situația locurilor de muncă de la Petrila nu mai este atât de serioasă cum era, de exemplu, în perioada 2012 până prin 2016. Deci, în perioada 2012-2016, fiind viceprimar la acea vreme, să știți că veneau, cred că săptămânal, 20-30 de oameni care mă rugau să îi ajut să-și găsească locuri de muncă. Ei, la momentul ăsta sunt, nu știu dacă mai vin unu sau doi maxim pe săptămână care caută locuri de muncă și cei care vin, îmi spun, domnule, și dacă mai găsesc pe undeva la o firmă de construcții cu salarii sau, mă rog, la diferite firme cu salarii mai mici, îmi refuză. Deci îmi spun, domnule, dacă am posibilitatea să iei în drum sau să vorbesc undeva la o firmă unde salariul este mai bun, vor să meargă, dacă nu, nu. Îmi spun, domnule, nu mă duc pentru salariul minim, nu mă duc acolo. Lucrul ăsta poate este și benefic, pentru că la un moment dat îi va obliga și pe oamenii de afaceri să ridice un pic targetul, un lucru care este din punctul meu de vedere normal, pentru că dacă tot ținem salariile așa gâtuite sau asfixiate, la un moment dat s-ar putea să nu mai avem oameni cu care să lucrăm. Și lucrul ăsta chiar s-a întâmplat în anul 2018, când am scos la licitație, de exemplu, blocurile de care vorbeam că lucrăm acum. Deci acele proiecte erau deja pregătite din 2018, ne-am scos la licitație și nu a venit nicio firmă să le ia. Am discutat cu mai mulți oameni de afaceri care știam că au activități pe construcții și mi-au spus, domnule, nu avem cu cine să mai lucrăm, nu mai sunt oameni. A venit acea ordonanță, nu mai mi-aduc aminte numărul, prin care guvernul de atunci, guvernul României, i-a obligat pe cei care au firme în domeniul construcțiilor să mărească salariile la 3.000 de lei. La 3.000 de lei. Și după câteva luni, lucrurile au început să reintre normal,
Pentru că e normal, adică un om care lucrează în construcții pe șantier, să-l ții cu 1000 de lei sau cu 900 de lei, cât era salariul minim la vremea, nu știu, era deja o chestie de sclavagism, adică chiar își băteau joc de ei. Deci, repet, în momentul în care acea ordonanță obliga să le dea salarii mai mari, au început să vină muncitori mai mulți spre construcții și s-a văzut că în următorul an deja am avut firme care au venit la licitație, au câștigat licitația și deja au început lucrurile să meargă și să se execute și lucrările. Da, domnule Helgiu, cum credeți că am putea să facem, să atragem forța de muncă românească plecată în străinătate, să o atragem înapoi acasă? Este o problemă grea. Nu grea pentru noi la Petrila, grea pentru întreaga țară. Pentru că iată că ne confruntăm cu reversul medaliei. Avem acum investitori, dar nu mai avem forță de muncă. Corect, dar vedeți că țările din străinătate mai dezvoltate și orașele mari din România au atras forța de muncă ca un magnet. Și până nu reușim un pic să ne dezvoltăm, să ajungem la niște salarii apropiate de ale lor, nu putem să atragem forța de muncă înapoi. Ne mințim dacă credem că cineva care câștigă, eu știu, 2000 de euro dincolo sau 1500 la Cluj, o să vină să lucreze în Petrila pe salariu minim sau în Petroșan sau în Deva. Deci, până la urmă, trebuie să fie un echilibru, adică forța de muncă să fie calificată, pentru că nu poți să ceri un salariu mare și tu nu știi să faci nimic. Forța de muncă trebuie să fie calificată, dar și plătită pentru munca care o prestează. Altfel nu rezolvăm problema. Da, așa este. Dacă îmi dați voie să răspund și eu parțial la întrebarea asta, cum atragem pe cei care sunt plecați afară, eu i-aș atrage altfel, îndemnându-i să vină să-și deschidă mici afaceri. Deci, să-și facă ei, să-și creeze ei locul de muncă. Afaceri de familie, unde se face ei, altfel, da, nu au pe cine să angajeze. Păi, nu, eu zic că au pe cine să angajeze și dacă se întorc înapoi ei și vin cu o idee de afaceri, înțelegeți, 2-3 angajați sau la început 1-2 lângă ei și pot să dezvolte, pentru că orice afacere, eu am intrat în afaceri în 97. Vreau să vă zic că perioada 97-2000 a fost cea mai critică perioadă pe care a avut-o România din punct de vedere al oamenilor de afaceri. Poate nu a tuturor, pentru că au fost unii la un nivel la care... Într-adevăr, atunci s-a liberalizat și leu... Exact. Dacă vă țineți aminte, inflația a fost, cred că, 200%. Da. Mi-aduc aminte o perioadă foarte grea și mi-aduc aminte de perioada că din 97 și până în 2000, fiecare an am zis, gata, până la sfârșitul anului și am închis firma. Dar am reușit să trec de anul 2000 și după 2000 lucrurile s-au reașezat și s-a creat stabilitatea financiară, inflația n-a mai fost așa galopantă și încet, încet am început să adun, exact ca și bulgărul de zăpadă și lucrurile au început să meargă într-o direcție bună și aș vrea să punctez aici, pentru că în perioada 96-2000 la guvernare era PNCCD-ul, care a și dispărut de pe acea alianță malefică, pot să zic eu, pentru România. Și în 2000 a venit guvernul PSD condus de Adrian Năstase și până în 2004 a stabilizat România, a dus-o pe plus, a făcut pregătirile pentru ca România să intre în Uniunea Europeană și lucrurile au intrat cât de cât într-o NATO, normalitate. NATO și... Exact, în NATO și pregătirile pentru premergătoare, pentru că în 2007 sau când am intrat 2007, în, da. Am intrat în pentru Uniune. Că știu că ați putut afaceri cu lemn la un moment dat. Mai sunt rentabile afacerile cu lemn în ziua de astăzi? Nu știu să vă zic că eu mi-am închis acea activitate pentru că nu mai puteam, deci firma mea merge cumva la relantiu, este în activitate firma, dar pe partea de prelucrare a lemnului și exploatare nu mai. Am mai avut în ultimii ani prestări silvice, adică firma mea a mai lucrat în partea asta de plantații, de pepiniere, întreținere, pepiniere și plantații. Da. Domnule Helgiu, un ultim cuvânt înainte de finalul emisiunii.
Ce planuri aveți de campanie electorală? Cum vedeți campania asta? Mă așteptam să fie mai efervescentă, un pic, poate de aici încolo o să, să iasă săbile la... Eu cred că ne-am maturizat, fiecare partid își face campania proprie, noi cel puțin respectăm regulile, ne întâlnim cu cetățenii și respectăm condițiile impuse de autorități. Nu mai putem face campania agresivă care se făcea cu nu știu câți ani. Și dacă ziceți că e ultimul mesaj, m-am uitat la ceas, aș vrea să transmit o chestie care nu ține de campania electorală. Este un ultim mesaj în această emisiune. Da, în această emisiune vorbesc. În 14 septembrie începe școala. Și aș vrea să fac un apel la responsabilitate. Până la urmă, cum începe școala? Că nu se știe. Până acum începem în sistemul hibrid. Hibrid. Școala, da. Un apel la responsabilitate, poate mai mult decât oricând, părinții și profesorii trebuie să colaboreze și dacă se respectă condițiile impuse, eu cred că lucrurile vor merge bine. Deci important pe primul loc e să fim sănătoși și pentru aceasta trebuie să colaborăm toți și să respectăm regulile sanitare și atunci eu zic că nu o să avem probleme. Da, uite că până la urmă coronavirusul ăsta ne-a intrat în subconștient, lumea s-a obișnuit cu el, lumea nu mai este atât de... Deși încă nu s-a inventat un medicament miraculos, se preconizează că va apare în câteva luni zile, dar până în momentul de față nu s-a inventat nimic miraculos și lumea deja nu prea mai se speriată de... Nu trebuie să fie speriată, dar trebuie respectate niște reguli, că din păcate vedeți că au început să apară cazuri și în zona noastră, sunt poate cunoștințe de ale noastre, da, care din păcate au probleme cu SARS-CoV-2. Domnule Jurca, vă rog. Da, eu vreau să mai fac o completare vis-a-vis de ce vă spuneam, că cei care au fost plecați în, sau sunt plecați în străinătate, ar trebui să vină acasă și să... își deschide o mică afacere. Să știți că la noi în Petrila sunt foarte mulți tineri și oameni care au venit, au lucrat foarte mulți ani afară, au venit în țară sau au aplicat pe programul startup dezvoltat de guvernul PSD al României, pentru că acest guvern a închis și acel program și sunt foarte mulți tineri de afară care mă sună și mă întreabă dacă pot să vină să acceseze fonduri. Din păcate, guvernul liberal le-a închis și această oportunitate celor care din diaspora i-au susținut și aduceți-vă aminte că au stat la cozi infernale în străinătate să voteze pentru PNL. Și PNL a venit la guvernare și le-a tăiat și această sursă de finanțare. Deci vă spuneam că foarte mulți tineri din... Petrila, unii dintre ei au fost plecați afară, unii din oraș și au scris proiecte pe startup și au creat locuri de muncă în orașul Petrila. Vis-a-vis de faptul că, v-am spus, sunt cumva sau am fost cumva nemulțumit că n-am reușit să aduc un investitor foarte mare care să creeze o mie de locuri de muncă sau câteva sute de locuri de muncă, eu cred că prin aceste programe inițiate și dezvoltate de guvernul PSD, foarte mulți petrileni au avut ocazia să-și implementeze niște idei de afaceri, pentru că sunt mulți oameni care au idei de afaceri, dar poate nu au posibilitatea financiară să o facă sau nu au posibilitatea suficientă, pentru că, așa cum vă spuneam, cei care au fost afară și au strâns 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 de euro, venind cu ei în țară, au găsit această posibilitate oferită de guvern să-și suplimenteze, să zic așa, veniturile la o afacere și și-au deschis-o. Și în orașul Petrila sunt foarte mulți și ei sunt viitorul pentru mine și ei sunt și un exemplu și puterea exemplului este cea mai bună, dacă vreți să vă spun așa. Vă mulțumesc mult, domnilor, pentru participare. Sigur, vor urma și alte emisiuni în care veți avea ocazia să vă desfășurați ideile. Doamne și domnilor, atâta pentru astăzi. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.